În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, ce a avut loc vineri la instituția prefectului, ședință la care a fost prezent și ministrul delegat pentru dialog social, reprezentanții patronatelor s-au plâns că din cauza lipsei forței de muncă, întreprinderile din industria textilă s-ar putea desființa. Culmea este că asist la o discuție interminentă că nu sunt asigurate locuri de muncă și nu s-a făcut suficient pentru asigurarea locurilor de muncă, în condițiile în care ceea ce văd eu la ora actuală, cel puțin în județul Botoșani, sunt locuri de muncă și nu avem oameni să angajăm pe locurile respective de muncă. Nu este prima dată când se atinge această problemă. Mulți reprezentanți ai mediului de afaceri din Botoșani se confruntă cu o criză a forței de muncă. Dacă sindicaliștii susțin că printre problemele principale din România se numără lipsa locurilor de muncă, patronii consideră că problema de fapt constă în deficitul de personal. Noi ca și sindicat, ca federație, am încercat și vom continua niște proteste în privința realizării creșterii salariale pe care am cerut-o și este, mi se pare că este foarte mult bun simț, era vorba de 10% pentru toți angajații din sistem. Potrivit directoarei de la Serconv, Manuela Zarug, există o preocupare permanentă de a găsi și califica oameni.